Adina Păduraru vă prezintă știrile Info Capital. Domnilor, domnilor, bun găsit la știri! Premierul Mihai Tudose a fost sâmbătă în Valea Jiului la Complexul Energetic Hunedoara. Însoțit de mai mulți politicieni, acesta a făcut promisiuni mărețe de parcă aici ar fi fost alegeri parțiale. De pildă, Tudose a afirmat că va deschide mine, asta în condițiile în care în Vale de 20 de ani exploatările se închid pe capete. Vizita oficială a prim-ministrului Mihai Tudose de la Deva, municipiu aflat în campanie electorală, s-a lăsat cu o deplasare și în Valea Jiului. După o așteptare lungă și câteva zeci de minute de discuții cu reprezentanții colosului industrial și cei ai minerilor, Tudose a făcut promisiuni în loc de declarații, care au smuls zâmbetele jurnaliștilor prezenți. De departe, cea mai mare promisiune a fost aceea că guvernul condus de el va încerca să nu mai închidă mine, ci să le deschidă. Un lucru absurd din prisma celor care cunosc situația din Vale. Nu mai dorim ca la anul să fim în situația în care suntem anul acesta, când trebuie să importăm jumătate din stocurile de cărbune pentru iarnă. Acesta a fost sensul discuțiilor. Mulțumesc și sindicatelor că sunt parteneri în acest demers. Vom încerca să nu mai închidem mine, ci dimpotrivă să deschidem mine, iar și Mintea și Năvă și Paroșeniu să devină elemente de siguranță în acest sistem energetic pentru zona aceasta a țării. Sindicaliștii au luat în serios vizita premierului și au expus doleanțele, însă rămâne de văzut dacă acestea vor fi și rezolvate. Noi am ridicat o serie de probleme clare care îngreunează mult sau mai mult sau mai puțin activitatea în complexul energetic Hunedoara. Am făcut o serie de solicitări și de natură socială, începând de la necesitatea prelungirii Ordonanței 36, care permite asigurarea veniturilor de completare persoanelor concediate. De asemenea, am solicitat sprijin pentru constituirea mixului energetic, un lucru care ar elimina concurența neloială de pe piața de energie și, desigur, am terminat cu necesitatea materialelor care trebuie aduse pentru ca mineritul din Valea Jiului să poată să funcționeze în condiții normale. Complexul energetic Hunedoara traversează o etapă foarte grea, însă mai marii statului par să nu știe asta. Cel puțin asta reiese din declarațiile făcute chiar de ei. În perioada următoare va începe furnizarea agentului termic la Petroșani. Administrația publică locală așteaptă doar încheierea convenției cu Complexul energetic Hunedoara. Toamna își intră în drepturi după o perioadă lungă cu temperaturi ridicate. Vremea rea, prognozată de meteorologi, este unul dintre motivele care determină administrația publică din Petroșani să grăbească semnarea convenției cu Complexul energetic Hunedoara pentru furnizarea agentului termic centralizat către abonații casnici și instituțiile publice din subordinea primăriei. Se va încheia convenția cu Complexul energetic, respectiv cu termocentrala Paroșeni, și așa cum am promis, în jurul datei de 1 noiembrie să se furnizeze agent termic. Complexul energetic Hunedoara este pregătit să furnizeze căldură, însă până la furnizarea efectivă, repară magistrala principală acolo unde situația o cere. Vom scoate spre cumpărare, pe baza unui acord cadru care se va face, derularea se va face pe bază de comenzi și contracte subsecvente, pe încă 138.000 de tone cărbune convențional, care poate să însemne și 200.000 de tone dacă este de putere calorifică mai mică. Prognoza meteo spune că săptămâna aceasta va fi o răcire semnificativă, însă vremea poate fi schimbătoare. Furnizarea agentului termic în caloriferele petroșenilor va începe în momentul în care vremea se va răci mai mult. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara se pregătește pentru a prelua angajații ce vor fi concediați în masă de la CEH. Aproximativ 100 de oameni vor ieși din sistem, însă nu toți se încadrează la pensie. Complexul energetic Hunedoara urmează să concedieze până la sfârșitul anului 2017 peste 1000 de angajați și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului are în derulare procedura de disponibilizare a peste 300 de persoane. Complexul energetic disponibilizează peste 1000 de persoane, de data asta vorbim de date certe, respectiv 1080 de persoane care vor fi disponibilizate în luna decembrie în două etape. Vorbim de Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului, care la acest moment are în derulare procedura de disponibilizare a 370 de persoane. Vorbim de
Astea sunt datele certe. La fel, o firmă de confecții din Lupeni a disponibilizat un număr de 40 de persoane. Totuși, potrivit reprezentanților AJFM Hunedoara, mare parte din persoanele înscrise pe liste vor intra direct în sistemul public de pensii. Cei care vor intra în evidențele noastre, și este bine să punctez, vor beneficia atât de măsurile de informare și consiliere, cât mai ales de măsurile de sprijinire socială, ca să zicem așa, respectiv pe lângă indemnizația de șomaj vor beneficia și de acel venit lunar de completare pe o perioadă de maxim 2 ani de zile, în funcție de vechimea în muncă a fiecărui salariat. Se calculează acest venit lunar de completare, se calculează odată cu calculul indemnizației de șomaj. Pe lângă disponibilizările ce urmează a fi făcute de cele două companii de stat, mai sunt și altele efectuate de firmele de construcții pe motiv că își reduc activitatea pe perioade de iarnă. Și vorbim de o intenție de preconcediere emisă de un mare angajator din județ, care a făcut un pic de vâlvă la această oră. Vorbim de circa 1400 de persoane care ar fi în intenția angajatorului să fie concediate. Dintr-un număr de peste 7000 de persoane. Nu este nimic sigur la acest moment, practic este doar un anunț de intenție, nu au fost urmați, sau de-abia acum urmează a fi urmați pașii legali, respectiv consultarea cu sindicatele și următorii pași pentru a se ajunge sau nu la un acord de concediere. Programul Erasmus Plus, dedicat studenților merituoși de la Universitatea din Petroșani, este în plin proces de depunere a dosarelor. Proiectul european, ce presupune bursă de studiu în străinătate, este la mare căutare în rândul studenților care se întrec pentru cele aproximativ 80 de locuri. Cei interesați își pot depune dosarul până la sfârșitul acestei luni. Programul Erasmus Plus este un proiect european care oferă studenților merituoși posibilitatea de a beneficia de mobilitate de studiu sau practică într-o altă țară din Uniunea Europeană. Este deja al 10-lea an de când studenții Universității din Petroșani beneficiază de această bursă Erasmus, însă cu fiecare an sunt tot mai mulți doritori. În fiecare an am reușit să obținem mobilități pentru studenți în număr de 50 până la 70. În acest an probabil vom avea undeva la 80 de mobilități, care au o durată de două luni jumate, 3 luni, în funcție de decizia studenților și a celor care primesc studenții în practică sau la studii. Acest proiect deci adresează studenților universității noastre, studenți la licență, master sau doctorat, și pot face practica sau studiile în țări ale Uniunii Europene. Scopul este de a ca studenții noștri, studenții români, să se obișnuiască cu condițiile de lucru și condițiile de studiu din țări ale Uniunii Europene. De altfel, mulți dintre studenții noștri care au făcut stagii de practică în țările Uniunii Europene chiar au reușit să se angajeze și să rămână angajați în acele țări. Noi sperăm, nu ne dorim neapărat, dar sperăm ca unii dintre ei să reușească să facă acest lucru și în viitor. Zilele acestea, biroul Erasmus Plus este în plin proces de primire a dosarelor, care va dura până la sfârșitul acestei luni, după care vor urma și celelalte etape ale concursului. În această perioadă, din 2 până în 31 octombrie, suntem în această perioadă de depunere a dosarelor, sens în care, deja în data de 12 octombrie, Universitatea cu biroul Erasmus a derulat o activitate de promovare, de consiliere, de orientare a studenților asupra ceea ce înseamnă programul Erasmus Plus, cu participarea tuturor beneficiarilor de bursă Erasmus, adică a studenților care deja au avut această experiență, au venit să povestească celor care n-au fost până acum, dacă le-a plăcut, ce experiențe au trăit acolo, ce li s-a părut interesant și de ce să meargă cei care n-au fost, care sunt avantajele. Astfel încât în această perioadă, cum spuneam, avem depunerea dosarelor. În fiecare zi așteptăm pe toți doritorii. Un dosar trebuie să conțină, evident, o cerere de candidatură, un CV format Europass, atât în română cât și în engleză, o scrisoare de motivație, dacă s-ar putea și o recomandare de la un cadru didactic cu privire la evoluția studentului respectiv și alte documente care să-i justifice activitatea sa extracurriculare, participări la simpozioane, conferințe, care acordă lui un punctaj suplimentar în criteriile de selecție. Și evident, cel mai important criteriu este cel cu privire la rezultatele sale universitare, academice, adică media, care evident se justifică printr-o adeverință eliberată de fiecare secretariat.
Prin urmare, dacă ești student integralist al Universității din Petroșani și vrei să beneficiezi de o mobilitate Erasmus Plus care îți oferă o bursă pentru perioada de plasament, nu ezita, depune-ți dosarul la biroul Erasmus Plus din cadrul universității. 6 străzi din orașul Petrila care nu au fost asfaltate niciodată vor face cunoștință la anul cu asfaltul. Aceste străzi fac legătura cu zone mai îndepărtate ale orașului. Deși orașul Petrila este localitatea din Valea Jiului cu cele mai multe străzi asfaltate, încă mai există anumite drumuri de piatră. Cum toți cetățenii sunt importanți, administrația publică locală a gândit proiecte pentru ca 6 străzi ce deservesc o bună parte din Momârlani să fie asfaltate. Avem licitate lucrări pentru mai multe drumuri în orașul Petrila. Acum ne aflăm pe drumul de la care face accesul la Tirici, care a fost licitat și urmează în această perioadă să facă proiectarea, pentru că a fost licitație, proiectare cu execuție, după care urmează să fie reabilitat, asfaltat tot acest tronson de drum. La fel avem licitația aproape finalizată pentru Galerie Cimpa, pentru Moșici și în Jieț pentru drumurile din Moliviș, o parte, nu în totalitate, o parte din drumurile din Moliviș și pe Voieslova, undeva înspre cheile Jiețului pe dreapta. Banii necesari pentru proiectele care vor ușura accesul către gospodăriile mai multor familii provin în mare parte de la guvern. În jur de 150 de familii în toate zonele pe care vi le-am prezentat vor merge pe drum asfaltat începând de anul viitor. Vreau să vă mai spun că o parte din bani au fost primiți de la guvern pe calamități, în urma calamităților de anul trecut aici în zona Tirici, Voislova și Moliviș și o parte din bani provin de la bugetul local. Astfel, începând cu anul viitor, și acești cetățeni ai orașului Petrila vor circula pe drumuri asfaltate și în cele mai îndepărtate zone. Cu toții, într-un fel sau altul, poluăm mediul înconjurător, însă printre noi există și oameni care se încăpățânează să transforme Petroșaniul într-un oraș ecologic. Vorbim aici despre membrii Asociației Niloran, care în parteneriat cu OMV Petrom și Primăria Petroșani vor planta în 3 zone ale orașului 120 de arbuști. La evenimentul ce va avea loc miercuri, suntem invitați cu toții. Un proiect inedit realizat de Asociația Niloran, finanțat de OMV Petrom și sprijinit de Administrația Publică Locală din Petroșani, se implementează efectiv miercuri. Petroșani, oraș ecologic, presupune plantarea 120 de arbuști în 3 zone din oraș, în vederea scăderii gradului de poluare din municipiul Petroșani, implicarea tinerilor în activități de voluntariat și în viața comunității și implicarea angajaților OMV și autorităților locale în activități de voluntariat, precum și conștientizarea importanței activităților ecologice pentru comunitatea locală. În cadrul acestui proiect vom planta 120 de arbuști care vor avea ca și scop principal, și o să revin la aceasta, scăderea gradului de poluare generat de numărul mare de autoturisme care circulă în municipiul Petroșani. Plantarea va avea loc miercuri 25 octombrie, începând cu orele 11, în 3 zone. Este vorba de Parcul Carol Schröter, Parcul de la Piață și de asemenea zona Părâului Staicului, unde de altfel ieri am fost în vizită. Acțiunea va fi precedată și urmată de o dezbatere, de câte o dezbatere, la care estimăm să participe în jur de 100 de elevi ai liceelor și școlilor din municipiul Petroșani. O astfel de dezbatere va avea loc mâine, începând cu ora 12 la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani, la care vă invit de asemenea. Scopul acestor proiecte pentru noi ca entitate este coeziunea echipei și dezvoltarea spiritului de voluntariat. Angajații noștri, angajații mei, trebuie să formeze o echipă și trebuie să învețe să dea ceva fără să primească nimic în schimb. Primăria Petroșani sprijină astfel de proiecte care au ca și scop protejarea mediului înconjurător. Ba mai mult, Petroșaniul este orașul care are suprafața necesară cu zone verzi pe cap de locuitor, după cum o impun normele europene. Scopul nu este altul decât acela de a avea un oraș verde și prin astfel de activități pe care le facem ori singuri, ori în parteneriat cu alte entități, facem ceea ce ar trebuie să facă practic și celelalte
asociații care se ocupă în această zonă a protecției mediului înconjurător. La Petroșani activitățile de acest gen sunt multe, zic eu, și în comparație cu alte localități, dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe internet, să vedeți sau să strângeți datele respective, Petroșanul are suprafața necesară pe cap de locuitor de zone verzi. OMV Petrom a finanțat proiectul Petroșani, oraș ecologic, în cadrul competiției de proiecte Campionatul de Voluntariat 2017. Acestea au fost știrile, eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți alături de programele noastre.